găsit pe canalul meu. Astăzi m-am gândit să facem un Get Ready With Me. Nu o să fie ceva complicat, o să fie ceva destul de rapid, zic eu, pentru o seară împreună cu câțiva prieteni la un restaurant. O să-mi aplic un machiaj al feței prima dată, după care voi acorda puțin atenție ochilor și pentru buze mă gândesc poate să aleg ceva mai diferit, să spunem. Atunci, hai să începem și să vedem ce produse folosesc. În primul rând, voi avea o oglindă aici lângă mine pentru a-mi fi mult mai ușor să mă machiez. Voi alege, cred că fondul de ten de la L'Oreal, True Match-ul, în nuanța, nu știu dacă mai scrie pe ea, vanila. Voi amesteca foarte bine produsul. Nu trebuie să fie o acoperire foarte, foarte mare, doar să fie ceva destul de lejer pe ten. Să vedem, îmi aplic pe mână 3 pompițe. Voi alege pensula de la Zoeva 104 Buffer, aceasta este. Îmi voi aplica fondul de ten pe față cu ajutorul degetelor. Chiar dacă mi-a rămas surplus pe mână, nu este absolut nicio problemă. Voi reveni cu beauty blenderul acolo unde este nevoie. În prealabil mi-am hidratat tenul cu o cremă de la Bioderma. Eu mă înțeleg foarte bine cu produsele celor de la Bioderma, atât cu gelul de spălare, de curățare, pardon, cât și cu cremele lor. Bun. În continuare, voi alege un burețel să-mi uniformizez fondul de ten. Dacă ați urmărit videoclipul trecut, ați văzut probabil că este burețelul pe care l-am primit în cutia de la Look Fantastic, în beauty box-ul lunii ianuarie. Dacă nu l-ați văzut încă, vă invit să intrați să vedeți ce v-am pregătit acolo. Bun. Sunt destul de mulțumită de acoperire. Poate foarte puțin voi mai reveni aici, în zona nasului. În continuare, pentru partea de iluminator, îl aleg pe cel de la Sephora. Este, cred că, nuanța cea mai deschisă sau aproape cea mai deschisă din gama lor. Voi aplica corectorul sub ochi. Într-o ușoară formă de triunghi pe frunte și pe nas, în pliul buzei și pe bărbie. Tot cu beauty blenderul voi stampa acest produs. Și în celălalt ochi. De regulă aleg acest produs sau îl aleg pe cel de la Maybelline în funcție de ce am chef, de acoperirea pe care mi-o doresc pentru acest machiaj. Pentru conturare merg pe paleta de la Urban Decay Naked Skin.
este cea cu nuanțele puțin mai închise și aleg pensula 142 de la Zoeva. Bun, voi lua puțin produs pe pensulă și revin aici, în zona pomeților, mă duc spre rădăcina părului. Nu voi merge foarte în profunzime. Îmi doresc ca obrazul meu, conturarea, practic, să înceapă de aici. La fel voi face și în această parte. De regulă încerc unde, pe această linie a sprâncenei, să mă opresc, să nu mă duc foarte pronunțat înainte acesteia. După ce am adăugat produsul la fel cu Beauty Blender-ul, voi estompa. În continuare, pentru aplicarea pudrei voi folosi pensula 106 Powder, tot de la Zoeva, și pudra Lavender de la Fenty. Culo mie nu-mi plac pudrele ce au pigment în ele, nu știu, nu sunt pe gustul meu, din păcate. Mi se pare că țin carcătenul prea mult și atunci merg pe cele translucente. Bun, voi aplica pudra cu mișcări de tapotare. Nu trag așa de produs, nu doresc să-l mișc de pe ten. Și atunci îl întapotez tenul. Bun. În continuare, pentru o conturare puțin mai profundă, folosesc tot produsele, adică tot paleta de la Urban Decay Naked Skin-ul cu o pensulă de la Soap Echo. De la această firmă este și burețelul. Sunt foarte, foarte mulțumită de calitatea și de produsele pe care le oferă. Chiar îmi plac foarte mult și mi se par foarte calitative. La fel voi reveni în locurile în care am aplicat fartul cremos. Nu voi freca, doar voi trece pensula ușor pe deasupra, nu voi face nici așa. Întotdeauna vor fi mișcări în aceeași direcție. Voi adăuga puțin și pe tâmplă. Pentru a-mi armoniza și pe linia maxilarului. Pentru a crea cumva niște umbre. Bun. În continuare, pentru blush îl aleg pe cel de la Inglot cu aceeași pensulă de la Soap Echo. Nu iau foarte mult produs pe pensulă și la fel revin în partea aceasta pomeților și din nou nu fac așa, nu fac cercuri. Aplic produs, la fel se pară a fi pierdut în obraz. Bun. Pentru partea ochilor, mă gândeam să folosesc paleta de la Huda Beauty. Aceasta, cea nude. Cam acestea sunt nuanțele. Voi începe cu această nuanță.
voi aplica pe pe pliu cu un o voi aplica în pliu cu Brush Works. Este această pensulă, este cu două capete. Bun. Mai bine mă duc pe toată pleoapa. Nuanțele sunt destul de pigmentate, ceea ce îmi place. Este ușor de construit cu ele, nu e problemă. Cu numărul 227 de la Zoeva, voi veni în continuare pentru estompare. Dacă doriți să estompați fardurile mult mai ușor, vă recomand să țineți pensula cât mai din capăt. Cu cât o țineți mai apropiat, cu atât aveți mai multă precizie, așa dacă o țineți mai din capăt, totul va fi mult, mult mai lejer, este mult mai ușor să faceți acest lucru. Practic, nu este nevoie să angrenați foarte multă presiune pe pensulă și pe fard. Este destul de ușor, într-adevăr, trebuie să fim foarte atenți și să insistăm în anumite locuri, acolo unde nu ne place, unde, nu știu, dorim poate mai multă intensitate sau să fie mai pronunțată culoare. Este mult mai ușor să mai revenim cu o culoare sau cu nuanță decât să punem din prima mult prea mult. În continuare, pe pleapa mobilă voi reveni cu acest audio. Îl voi adăuga la fel cu aceeași pensulă. Îmi doresc să țin cumva un efect mai glow. Pe pleapa inferioară voi alege acest maron. Aleg să vin cu această nuanță până la jumătatea ochiului. Cu aceeași pensulă 227 voi estompa culoarea. Având deja fard de pe pleapa superioară, se va face o trecere mult mai caldă între ochi. Va avea cumva același contur. Bun. Aceasta pentru sprâncene voi folosi creionul de la Pupa. Este în nuanța 1, cei drept. Ar fi arătat pe sprâncenele mele mai bine în nuanța 2, dar nu am găsit-o, din păcate, atunci disponibilă. Și atunci am ales să merg pe nuanța 1. Următoarea nuanță, 3-ul, dacă nu mă înșel, ar fi fost mult prea închisă pentru mine. Și atunci ofer sprâncenelor o formă naturală. Îmi place ca sprânceana mea să fie plină, să aibă formă. Urăsc acele sprâncene foarte subțiri care
nu știu, nu au, care nu au nicio formă, nu-mi plac absolut deloc acele sprâncene. Mie îmi place o sprânceană plină și frumoasă, care să-ți contureze și să-ți pună bine în evidență trăsăturile. Eu consider că această formă mie mi se potrivește destul de bine. Consider că mă avantajează și da, recunosc că n-am avut întotdeauna aceste sprâncene. Am avut și eu destul de mult de lucru cu ele. Nu prea vreau întotdeauna să stea așa cum îmi doresc eu, erau destul de... Pentru fixare voi folosi un produs de la NYX, Control Frix-ul. Pe mine m-a ajutat foarte mult să-mi țin sprâncenele la locul lor. Îmi place foarte mult acest produs. Mi se pare că în combinație cu produsul de la Pupa pe care l-am folosit mai devreme, îmi oferă un volum foarte frumos pentru sprâncene. Am observat un pic acum un defect la una dintre ele și voi reveni să îl corectez. Bun. Voi lua creionul și voi reveni acolo unde mi se pare că este ceva în plus sau în minus. Și voi aplica produs până în momentul în care consider că totul este în regulă. Bun. Pentru rimel, de data aceasta voi merge cu The Real de la Benefit. Acesta este pensula. Mi se pare un produs destul de bun. M-am înțeles cu el. Nu pot să zic că am avut ceva probleme cu el sau că, nu știu, mi-a lipit genele excesiv. Contează foarte mult cantitatea de produs pe care o aplici. Bineînțeles, și modul de aplicare este foarte important. Dar de regulă mie îmi place să am genele lungi și negre. Nu am o problemă cu acestea. Nu sunt adeptă, nu știu, genelor faze sau genelor fir cu fir. Și atunci aleg un produs ce mă poate pune pe mine în evidență, un produs pe care pot să-l îndepărtez oricând vreau, oricând mă deranjează, oricând mă supără. Iar pentru partea de buze, voi alege Diego Dalla Palma. Este un produs pe care l-am primit la fel într-un beauty box, dar nu mai țin minte în ce lună. Bun. Iar pentru buze, voi alege pentru buze voi alege Mehr de la MAC. Aceasta este anunța.
Mie îmi plac foarte mult rujurile de la MAC, sunt printre preferatele ele, mă înțeleg foarte bine cu ele. De regulă, dacă optez pentru un produs de la ei. Iar pentru partea de iluminare, voi alege pensula tot de la Zoeva, 228, aceasta este, și cu paleta Hyperreal Glow de la MAC, voi pune în evidență punctele înalte ale feței. Iar acesta poate fi un machiaj foarte rapid pe care să-l purtați atunci când ieșiți cu prietenii undeva, să spunem, la o masă și este ceva puțin mai special sau în momentul în care vreți să vă simțiți puțin mai bine. Nu aș purta neapărat acest machiaj când mă duc dimineața să cumpăr pâine, să spunem, dar le-aș purta și de zi cu zi dacă aș vrea să am ceva în plus față de, nu știu, poate vestimentația pe care am în acea zi sau pur și simplu poate că mă simt bine, ori este un eveniment special pentru mine. Așadar, vă mulțumesc că ați stat cu mine până aici, că mi-ați urmărit videoclipul. Voi veni cu idei noi în videoclipurile următoare. Sper să-mi arătați suportul vostru prin like-uri, comentarii, să dați un subscribe acestui canal. Până la clipul următor, vă las cu clipul anterior și cu acesta. Să ne auzim cu bine, vă pup și vă mulțumesc! Pa, pa!